mai productiv în activitățile noastre. Următorul nostru invitat, mă bucur pentru că a acceptat să fie alături de noi. Vă pot spune despre el că este Managing Partner Premier Hospitality, iar numele lui este Lucian Marinescu și îl invit alături de noi pe scenă pentru încă un moment în care Marta Ușurelu va modera această discuție. Vedeți, nu scapă Marta nicicum. Draga de ea poate vrea să se odihnească un pic, dar nu poate pentru că scena o dorește. Așa că, dragilor, vă invit alături de mine și vă mulțumim frumos pentru prezență. Știi cum e când sunt evenimentele astea senzaționale live? Ieși un pic din scenă ca să vin apoi. Dar s-a schimbat cadrul, s-a schimbat invitatul. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu, Marta. Aș vrea să încep cu o întrebare eu, dacă îmi permiți. Dar te rog. Am văzut la participantele de la panelul anterior o broșă cu 5 infinit. Vrei și tu? Eu de ce n-am? Păi... Te rog foarte mult, draga mea. Uite, avem aici prima cerere de broșă. Vezi că e foarte scumpă. E pe bani? E pe bani. Dar pot este să, pentru o cauză nobilă. Nu, sunt convinsă că nu o să fie o problemă și că să-ți o permiți ușor, dar sunt pentru cauze nobile și sunt obiecte făcute cu mult drag. Dragă Lucian, tu lucrezi în această industrie care hotelieră, care a suferit enorm. Cum ești după 2 ani de pandemie? Mai viu, în primul rând. Să începem cu partea bună, să nu? Să începem cu partea bună. Încă nu reușesc să intru cu adevărat în ritmul de dinainte, deși lucrurile au început să se mai dezmorțească. Într-adevăr, industria noastră a avut foarte mult de suferit și încă nu s-a terminat această suferință. Pe de altă parte, o pandemie sau o criză nu vine neapărat doar cu lucruri rele, oricât de greu ne-ar veni să credem. Există și lucruri bune în aceste perioade. Chiar și în industria noastră, mulți dintre operatori au profitat de această perioadă și au făcut lucruri, au renovat proprietăți și au reorganizat business-uri, au optimizat costuri. Deci, într-un fel, probabil că depinde de fiecare cum găsim aceste resorturi ca să ne repunem pe picioare. Chiar dacă te sperii, chiar dacă ești stresat, chiar dacă lucrurile nu merg și poți intra în panică. Am văzut cu toții că suntem reacționat rapid. Suntem inventivi, reușim să găsim resurse, chiar dacă pare imposibil. Iar tu, în această perioadă, ai scris o carte. Ăsta e și motivul pentru care ești la Content Creators. Și vreau să te întreb, de ce? Mulțumesc pentru invitație. De conținut ți-ar dea ție în această perioadă? Acum, cum spuneam, fiecare reacționează altfel și în încercarea de a lua ceva bun din această perioadă, beneficiul meu principal a fost legat de timp. Și eu, ca și probabil mulți dintre noi, una din marile probleme pe care le avem atunci când încercăm să facem lucruri sau să demarăm proiect este că nu avem timp. În această perioadă, pentru mine cel puțin, treaba a fost mai puțină. Ca urmare, a fost timp mai mult. Și am ales să folosesc acest timp și a scrie această carte împreună cu Sebastian Mândroiu de la Studio de Arhitectură Pic2 și sub egida Federației Industriei Hoteliere din România. Era nevoie? Ce aduce ea nou? Acum eu mă laud că este singura carte de acest fel din țară și poate și într-o zonă mai largă. Eu fac această treabă și ajut investitorii din industria hotelieră de foarte mulți ani. Sunt 15 ani în care am făcut doar acest lucru și, de fapt, întreaga mea viață profesională a fost în zona hotelieră. Am fost implicat în multe proiecte mici, mari, în toată țara și una din surprizele, să zic, pe care le-am avut a fost să văd că mulți dintre investitori intră în astfel de proiecte fără a fi bine pregătiți, fără a înțelege în ceea ce intră, fără a ști cum se întâmplă acest business. Surpriza e cu atât mai mare cu cât astfel de investiții sunt destul de consistente ca și sume.
Ca urmare, da, era nevoie să existe, cred, o astfel de carte care să structureze un pic întreg acest proces de derulare a unei investiții hoteliere și ea prezintă cronologic întreg acest proces, pas cu pas, cum spuneau și antevorbitoarele, o replică foarte des auzită în ultima vreme, prezintă tot acest proces de dezvoltare din momentul în care îți vine ideea să faci un hotel până când deschizi ușa ca să îți primești oaspeții. Știi că sunt foarte mulți oameni care visează la ideea asta, îmi fac un hotel și un restaurant și banii o să vină pe tavă pur și simplu peste noapte. E adevărat? Avem o vorbă și cred că nu numai la noi, care spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. Și la restaurant. Această listă probabil de fotbal, politică, hoteluri, restaurante poate fi continuată foarte, foarte mult. Ce se întâmplă? Cu toții călătorim, cu toții stăm în hoteluri și, nu știu, vedem cum sunt camerele, vedem ce fac oamenii, unde sunt lucrurile și cum se întâmplă și este ușor să te fure sau să te ia valul și să crezi că a face un business în acest domeniu e o chestie ușoară. Lucrurile nu stau așa, îți dai seama, între a fi oaspete într-un hotel și a te simți bine și a opera sau a derula un business în domeniul hotelier, diferența este foarte, foarte mare. Nu este deloc la fel de sexy, știi, ca atunci când intri și zici totul e pentru mine și am venit să mă distrez și să mă relaxez. Motivele pentru care oamenii se apucă să facă investiții în zona asta sunt diverse. Unii chiar pentru asta o fac, să intre, să deschidă ușile și să arate tuturor ce are el acolo. Sunt și altfel de investitori care, sigur, își fundamentează corect proiectele, fac studii, discută cu lanțurile hoteliere și așa mai departe, așa cum trebuie făcut în astfel de proiecte. Pe lângă faptul că tu ai scris pas cu pas cum faci o investiție în acest domeniu, care crezi că este cel mai mare atu pe care l-aduce această carte? Și am văzut că tu ai început apoi să faci și pe video exact conținut din acest domeniu. A fost nevoie, s-a cerut sau a fost ideea ta de a fi mai aproape de cititori și de cei care sunt interesați de subiect? Într-adevăr, am făcut o serie de interviuri sau de discuții. Rolul acestor discuții este, să spun, multiplu. Pe de o parte, sigur, aveam nevoie și doream să ținem în atenția oamenilor acest subiect și pentru asta am zis că astfel de materiale publicate din când în când ne vor ține un pic în atenția oamenilor. Pe de altă parte, are și un rol comercial, să-i spun, dar și unul informațional. Comercial în ce idee? Această carte nu se vinde. Ea nu produce bani în sine, prin ea însă. Și ea se descarcă gratuit, există un site www.githotel.ro, www.githotel.ro, unde oricine poate intra și descărca gratuit această carte. Această carte? Această carte, să se vadă, uite acolo, se vede, e foarte bine. Așa, acolo. Însă, realizarea ei a costat și credem, am fost și eu surprins să constat cât de mult costă totuși acest lucru. Ca urmare, ne-am îndreptat către diversi furnizori de diverse produse, servicii, tehnologie în industria hotelieră ca să mă ajute să fac această carte și, sincer, am primit foarte mult sprijin, multă lume a susținut acest proiect. Le mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au ajutat, se găsesc în carte, se găsesc pe site. Este o listă frumoasă acolo de parteneri și vreau să te felicit. Noi care cunoaștem industria și m-am dus cu cartea în redacție, uite ce frumos, ce parteneri frumos am avut. Ce listă valoroasă, da. Da. Și mulțumesc. Nu știu dacă am să pot să mulțumesc vreodată suficient celor care m-au ajutat. Ei, acest ajutor a venit în schimb și cu o cerință din partea lor. Ca urmare, aceste filme sunt un fel de gest comercial față de ajutorul primit. Sigur că are și o componentă informațională, pentru că ceea ce discutăm noi cu acești oameni, ei fiind furnizorii concreți de soluții, produse, tehnologie în industria hotelieră, sunt lucruri care îi ajută pe cei care vor să construiască un hotel și sunt filmulețe în care fiecare dintre ei prezintă modul în care ei ajută acești investitori să
își facă proiectele, hotelurile cu succes. Spune-mi, te rog, cum a fost primită cartea, odată de comunitatea din industrie, da? Și de, apoi de, nu știu, cei interesați să intre în această zonă. Am primit foarte multe feedback-uri pozitive, numai pozitive. Vezi, uite, fii atent, sunt foarte, și fetele spuneau mai devreme, că au avut feedback-uri pozitive, n-au avut deloc hate. Și mă bucură, știi? Nu, chiar nu. Chiar să știi, chiar din partea unor, să spun, competitori ai mei, pentru că eu nu sunt singurul care activez în această zonă de business, telefoane, mail-uri, da, frumos, e bine, ne ajută, felicitări, trebuia cineva până la urmă să pună undeva într-un fel aceste lucruri pe hârtie. Vreau și eu una, două, trei, șapte, nouă să dau și în stânga și în dreapta. Noi am tipărit 700 de exemplare pe care le distribuim prin intermediul federației și, mă rog, în locurile în care umblăm noi ca și consultanți de investiții hoteliere. Principala noastră, să spun, platformă este însă social media în care promovăm cartea și în care, mă rog... Asta e următoarea mea întrebare. Cum v-a ajutat social media? Ce ați făcut mai exact ca să promovați cartea? Da, social media este modul, în afară de discuția de astăzi de la content creators, este practic singurul mod în care, și mă rog, de exemplarele tipărite, singurul mod în care noi am promovat această carte pe cele două platforme, Facebook și LinkedIn, pe care noi le-am considerat oportune, în ideea în care atât eu cât și colegii mei care am făcut, avem o comunitate destul de bine targetată de oameni care puteau fi interesați de această carte și ne-am folosit în principal de acest lucru, promovând fiecare și împreună pe pagina ghidului acest material. Spune-mi, te rog, tu lucrezi în domeniu și ești aici la Grand Hotel. Cum vezi anul acesta? Reușim să vedem luminița? Scăpăm? Ce nu zici? Știu dacă e luminița pe aici, dar da, răspunsul scurt este da. Tot ceea ce se întâmplă, nu numai la noi în țară, dar și în celelalte țări, apropo de atitudinea și modul în care se manifestă această pandemie, ne face să credem că undeva din primăvară lucrurile se vor dezgheța. Dacă ar fi să luăm anul 2019 ca și referință, fiind, să spun, ultimul an bun sau cel mai bun, spun unii, din industria hotelieră, probabil că 2022 va fi undeva la 70-75% față de 2019. Ceea ce, mă rog, mai e un drum până la a ajunge la performanțele anterioare, dar e spre bine. Și dacă ar fi să facem o comparație referitoare la industria hotelieră din România cu cele occidentale, unde crezi că ne aflăm și în cât timp crezi tu că o să ajungem la același nivel? Bun, acum comparația se poate face pe mai multe nivele. Ne putem compara cu proximitatea noastră, gen, unde e cel mai simplu? Unde este mai simplu și unde nu suntem chiar atât de departe. Dacă ar fi, de exemplu, să-ți dau un indicator apropo de cum s-a comportat Bucureștiul, ca să vorbim de București, că suntem la București, în materie de tarife, de exemplu, care este probabil un indicator cel mai potrivit, pot să-ți spun că tarifele au scăzut în București cel mai puțin comparativ cu Varșovia, Sofia, Budapesta și, mă rog, orașele învecinate, din țările învecinate. Este probabil una din lecțiile pe care am învățat-o în criza anterioară. În 2009-10, când iarăși a fost o criză financiară și lumea a intrat într-o stagnare, să zic, un regres chiar, ceea ce a făcut operatorii să reacționeze foarte repede, foarte rapid și într-un mod nepotrivit, prin scăderea prețurilor. Ceea ce la vremea respectivă a creat o mare problemă. Să scazi prețurile atunci când nu e nimeni care să cumpere, chiar nu este niciun fel, nici logic, nici niciun fel. Lucrurile au stat mai bine și pornim de undeva mai de sus decât am pornit în alte crize. Și comparativ cu, să spunem, Londra, Paris, acum acolo, cât de cât, știi?
e greu de făcut comparații cu trecutul, să spun, apropiat, pentru că în fiecare țară lucrurile s-au desfășurat un pic altfel. Măsurile, restricțiile, modul în care au păstrat comunicarea cu alte țări, modul în care au făcut relații bilaterale chiar câteodată pentru a păstra un oarecare, oarecare circulație între anumite, între anumite țări. Nimeni nu a dus-o bine, așa că nu avem mare comparație ce să facem, sincer. Cu toții, îți dai seama, ne dorim să se întâmple această dezghețare și la propriu și la figurat acum în primăvară și ne dorim să fie bine. Eu vreau să te felicit pentru carte și vreau să încheiem așa într-o notă pozitivă, nu știu, spunem trei lucruri pe care le vezi tu că se vor dezvolta în zona hotelieră în următorii ani. Trei lucruri pe care, cum să spun, le-ai observat fiind analist în această zonă și consultant. Sigur, această perioadă care am parcurs-o a pus în vederea multora anumite aspecte. Cel mai important lucru probabil care s-a întâmplat este legat de tehnologie. Nu că nu ar fi existat tehnologii de tot felul și înainte, însă acum cu nevoia aceasta de contactless, sau ca să zic, să dau un exemplu, a fost mult accelerată tot ceea ce înseamnă implementarea tehnologiei în zona hotelieră. Altceva, ca să mai dau un exemplu, este partea de digitalizare. Practic acum toată lumea se informează digital, toată lumea folosește aceste device-uri pe care le avem cu toții la noi, modul în care hotelurile se prezintă și reușesc să comunice ce fac ele, da, și cum fac către acești utilizatori, să spun, eminamente digital, este iarăși, a fost mult accelerată în această perioadă. Să știi că s-a observat și este ceva care este pentru noi toți un lucru bun și mă bucur că, uite, stând și privind în urmă la ăștia 2 ani în care ne-am cam tot plâns, vedem și toate lucrurile astea care s-au întâmplat și care s-au construit și trebuie să ai un pic de răbdare și de clar viziune, știi, ca să-ți dai seama că n-a fost chiar atât de rău. Nu, și să știi că am întâlnit mulți investitori care au văzut această perioadă într-o cheie temporară, da? Ok, sigur, sunt perioade bune în care facem treabă, facem bani și așa mai departe, sunt perioade mai rele în care nu, însă lucrurile trec, ele au o ciclicitate și mulți nu s-au speriat, chiar nu s-au speriat de această perioadă, să știi. Și cu acest gând frumos, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost alături de noi astăzi. Sper să ne revedem curând. Felicitări încă o dată pentru carte și pentru curajul de a face conținut într-o industrie care a fost atât de lovită de această pandemie. Și să ne vedem cu bine și sănătoși. Mulțumesc, Marta, și eu sper cartea să ajute investitorii și voi să faceți evenimente reușite. Mulțumim frumos! Dragă Alex, îți predăm scena. Aici, pe microfon, prezent. Văd că deja ai. Exact, mulțumesc frumos și eu. Îi voi ruga pe cei care au mai rămas câțiva oameni în sală să-l aplaudăm pe invitatul nostru, Lucian Marinescu. Mulțumim pentru prezență. Și în ultimul rând, și acum cel mai important, este acest moment în care vă pot exprima recunoștința pentru că ați fost alături de noi la prima conferință din seria conferințelor BIS din anul 2022. Noi am început cu mult entuziasm, am început cu bucurie, ne-a fost dor și abia așteptăm tot ceea ce va urma anul acesta. Sperăm să putem să ducem la bun sfârșit și la capăt tot ceea ce ne-am propus, și anume să continuăm să vă aducem conținut de calitate, informații care să vă fie utile și cel mai important, o bună ocazie de unde să ne inspirăm sau să învățăm în funcție de fiecare. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată, le mulțumim și partenerilor noștri, Campofrio, Skoda, Iceberg, Run Communications și de asemenea le mulțumim pentru suport prietenilor de la Online Video Network, OVN, și Grand Hotel Bucharest, aici unde ne aflăm în acest moment. Eu sunt Alex Grecu, vă salut, vă doresc o zi cu conținut bun, conținut inspirațional, conținut care să fie productiv și vă propun de pe acum să salvați în calendar data de 23 februarie, adică de astăzi într-o săptămână, pentru că atunci ne vom vedea la un nou eveniment BIS și anume la conferința dedicată resurselor umane și anume Apply Conference. Până atunci, să fie cu mult spor și vă mulțumim că ne-ați fost alături!